cameră, aș vrea să vină Teodora. Teodora, noi măcar era strat mereu limita de bun simț și de respect omenesc. Și ne certam pe teme de Casa Iubirii, Robi, ce se întâmpla între noi și Robi, adică făcut în camera roșie, ce exact, am ei n-am avut conflicte cu nicio fată aici așa. Că când ne-am mai contrazis, e normal, da. Dar așa nu. Vai, ce m-ai enervat. Nu, a fost o cameră roșie în care nu m-am simțit foarte confortabil, sincer. M-a dezamăgit camera cu Teodora și nu mai doresc o altă cameră cu ea. Ai crezut că nu te chem? Nu, eram sigură că o să mă chem. Oh, bun. E bine să fii încrezătoare. Da, chiar sunt. Ce faci? Ce să fac? Uite... Am vrut să văd ce faci tu, v-ați distrat pe acolo, ați dansat. Da, da, le-am spus fetelor că vreau să mă înveți și pe mine dansurile de la voi din zonă, să mă pregătesc. Dar ce, asta, piesa aia era bănățeană? Este, ceva? Are Francescă-i. A, e piesa ei? Da. A, noi am da. Găsit că e piesa ta. Nu, e piesa ei și am zis, hai, învățați-mă și pe mine dansurile de la voi de acolo. Ați destins puțin atmosfera pe acolo. Da, era puțin cam tensionată și am zis, hai, puneți muzică să ne venim puțin. Dar cine era tensionat? Fetele se tot certau, aveau discuții. A, cu alea de după conexiune de se... Da, Roberta. Ați tot primit cu... din alea să vă da, apare m-a băgat și pe mine în partidul ăsta mai nou. Care zic, okay, Virginia, a zis, Rebecca... da, a zis Francesca. Roberta a zis că cine se aseamănă se adună, stați toate la masă. Ești în partidul bun. Mă deranjează, bun. Da, sunt foarte bine. El le-am și spus, eu mă duc unde mă simt cel mai bine. Adică dacă în partea cealaltă nu mă simt. Nu știu dacă între mine și Alexandra pot spune că sunt tensiuni. Dar când e cu Roberta, nu prea. Da, astăzi ai simțit ceva tensiuni din partea Alexandrei? Moment, nu pot să zic că am simțit tensiuni, dar o simt oricum. Cum o simți? Că eu am avut o discuție cu ea astăzi. Da, o simt da. Așa vis-a-vis de mine, știi, puțin... Nu prea te agrează? Da, nu știu dacă... Crezi? Nu că-mi caută privirea câteodată, o simt că așa, dar... Crezi că te analizează, vrea să fure de la tine ceva ca să aplice cu mine sau nu știu ce da, crezi. Cred că e puțin. Am văzut că se tot cere mereu, e prima care se cere acolo. Asta s-a cerut, a venit la mine, am vorbit puțin despre... Da, ne-a spus. Nu, nu m-am supărat. N-am de ce, practic. Pentru că nu avem o situație. Și exact. Plus că noi chiar am discutat azi. Și pot să spun că am discutat mai mult decât s-ar putea discuta într-o cameră roșie. Nu? Eu am rămas puțin cu chestia acolo, ai văzut, știi? Am rămas așa, uite, am vorbit și cu Anthony puțin și a spus că el după ce a făcut live-ul ăla cu tine în care ți-a scris numele meu, el după a mai jucat cu tine. Da, eu nu, eu alea nu le-am mai văzut. Da. Și atunci, na, cumva e mai ok, pentru că eu am crezut că a fost doar live-ul ăla și după ați interacționat. El a spus că după voi ați... Nu, pe practic așa am început să interacționăm prin live-urile alea. Eu alea nu le-am mai văzut acolo, da. Se pierduse firul cumva, știi? Și am zis că, mă, a făcut fata un live și după s-a întâmplat așa. Nu. După el a spus că voi ați avut mai multe live-uri. Și discuțiile că... noastre oricum te includeau și pe tine, cel puțin la început. Da, știu, și da. După, ulterior, la un moment dat, nu m-au mai inclus și da. Vă includea pe voi doi. Da. Păi... Adică ați vorbit, nu știu ce chestii vorbeați, habar n-am, dar tot așa, un fel de cunoaștere pe live. Da. Oricum, interacțiunea mea cu Antonia a fost vreo 2-3 săptămâni, max, cred că 2 săptămâni cu totul. Gen. 2 săptămâni, nu e o problemă, adică nu eu chiar mine... n-am nicio problemă știu, cu treaba știu, asta. Știu. Doar că mă gândesc puțin la mai multe dată, bă, poate, dacă mă ia gelozire, frate, uite-te, păi eu și când... pe mine pot să mă ia. Știu. Și mă ia. Și pe mine, vezi că dacă vrei să ne întrecem în gelozie... Nu vreau să mă întrec cu tine. Care mai e șmecher. Nu vreau să mă întrec deci eu sunt o persoană geloasă, nu sunt chiar din orice, dar dacă mi se aprinde un beculeț sau ceva, cum sunt șanse să mi se aprinde și pe subiectul ăsta, cum și la tine sunt șanse să ți se aprinde pe subiectul, Alexandra, cumva nu e, când o să fie vorba, o să fie doar exclusivitate. Da. Pa, Teodora. Pa. Ai grijă de tine. Și tu. Și tot așa cu energie, cu dansuri, cu tot ce trebuie, da? Cum știi mai bine. Da, pa. Și eu trebuia să-ți fac o pedeapsă. Tu? El. De ce? Nu știu, n-am înțeles care a fost faza. A, crezi că cu camera. Nu, cred că i-a zis lui Robert, gen, că sigur ai fost cu Giulia și Robert i-a fi zis că dacă n-am fost cu Giulia, îți faci provocare, pedeapsă, ceva. Așa cred.
M-am uit foarte tare când te uiți așa la mine, Francesca. Ce ai făcut? Păi, cum să mă uit? Ce face Patrick? Tot ai zâmbetea la Patrick. Da, asta e alt vibe deja. Da, gurile rele. Sunt emoționată. Chiar deloc. Chiar deloc. Cum a fost? Ok, s-a cameră frumos. Ce culoare au ochii lui Patrick? Nu știe că nu se uită în ei. Hai, fratele meu, bă! Robi, ai pierdut pariul cu Robert. Robi, ai pierdut pariul cu Robert. Respectă-ți provocarea. Nu ai voie să iei peruca, nu ți-ai folosește-o pe cea din grădină. Ce trebuie să facă? Uite-și pune perucă. Wow! Îi se potrivește ce mânușe. Ce gazel! Bă, zici că ești Bon Jovi! De la Craiova. Ce gazelă. Bon Jovi de la Craiova, ă? Dar ce mai pus Robi odată perucă? Mai știi la început? Și, dar voi dansați, nu? Eu cânt și voi dansați. Da. Hai, ora, ora. Tu, nu, tu acolo cânt. Ok, dar la cameră. Hai, noi ce că dansăm. Alunelu, alunelu, hai la joc. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Alunelu, alunelu, hai la joc. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Și na, na, cine na, na, ora nu n-o se joace na, na, na. Nu mai știu. Are mare să o faci. Nu că el era la mi-am făcut provocarea. Mamă, dar ce cald e, frate. Am aspirat instant, ești nebun cu asta. Dar nu stă rău, vrei să te mint? Ia Pune-și, Patrick, ia. Eram sigur. Hai, pune-ți. Nu, pune-ți. Pe noi e pusă la melodia. Hai la joc. Hai, democrație. Du-te la cameră, frate. Hai, la joc. Băi, ce are mă? Hai, mă, pun eu așa. Bă, mă, că te primați, mă. Nu se joace mare, mare. Au, 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 au. Trebuie să cânt. Trebuie să cânt, Robi. Ia mâinile din păr. Hai, la joc. Dar ia mâinile, mă. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Uite ce frumos. Hai la joc. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Hai la joc. Așa, așa, așa. Cu degetelul. Bă, Robi, atâta e urât cu batea aia și cu plauza. E ceva rău de tot. Ce le fac? Au, au, au. Fluieră, bă, fluieră ăla. Și, bagă degetele în gură, fluieră. Bă, ia-l de plasă, așa. Bravo, Robi! Băi, așa ceva. Da, ce provocare i-a dat și Robert. Provocare pedeapsă. Da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cine stă aici? Mă părăsc. Aștepți să vorbesc cu tine? Da. De ce oare? Sunteți foarte frumoasă. Continuă. Vă prinde culoarea aceasta? Care dintre ele? Bej. Așa, chiar vă prinde. Vă stă super frumos. Hai, mulțumesc. Sunteți superbă. Mulțumesc asemenea. Mulțumesc. Voi toate. Mulțumesc. Nu era nevoie, căci surpriză, nu vreau să deschid subiectul. Iar informații care nu au nicio bază, nicio dovadă, dar nu vreau să fiu înțeleasă greșit nici de către telespectatori, pentru că sunt sigură că voi o să mă înțelegeți, dacă o să mă înțelegeți toate, dar în momentul în care vreo fată, vreun băiat o să vină aici cu o informație din online despre tine, oricât de neadevărat ar fi, o să vorbim despre ea. Ok. E doar pentru tine, nu că ne-ar interesa. Cine știe? Doamne ferește, nici nu vreau să-mi imaginez. Dar este doar pentru tine
ca să înțelegi exact amploarea, ca să înțelegi exact situația. Căci îmi dau seama, mi-am dat seama astăzi, doar așa poți înțelege. Dacă vei fi și tu în situația respectivă, doar așa poți să înțelegi. Dar i-am spus că a fost o chestie din online, așa... Doamna Andreea. Cum? Cum? E ireal. E ireal? Ireal. Sunt reală. Nu sunt ireal. E ireal ce zici, probabil. Exact, da. Doamna Andreea, eu v-am dar, vă rog, dacă pot să fac o precizare și nu pentru mine mai mult cât pentru familia mea, că deja mi se pare că e prea mult ce se întâmplă. Eu nu am frate vitreg, nu am frate nici soră, nici soră vitregă, nu am nimic. Nu există. Singură la părinți și singură la părinți, nici adoptați, nici nu există așa ceva.